Eu am înflorit lângă Bodo. Se vede. Mi-a dat libertate foarte multă și, așa cum ai spus și tu mai devreme, într-adevăr are încredere foarte mult în mine și în ideile mele. Nu mă susține el 100%, că câteodată îi se face frică când mă aude ce idee am, dar într-un final... E bine să mai sperie din când în când. Într-un final mă lasă să fac ce vreau eu. Te lasă. Da, mă apreciază, mă iubește, are grijă de noi, de familie, este un soț și un tată foarte potrivit. Să știi că și eu gătesc foarte bine, dar el chiar îi place să gătească. Ce? Uite, acum a fost plecat 3 zile și le-am făcut copilor fasole cu afumătură, au mâncat, îi a fost bună. Și place, e pasiune. Pune da, el suflet acolo, ce face de iese foarte bun. Așa este. Cât de important este ca oamenii să rezoneze, așa, în cuplu? Foarte important, că nu poți să mergi și înainte dacă nu rezonezi, dar nu te naști cu chestia asta, adică tot timpul înveți, trebuie să lași de la tine, trebuie să te sacrifici, trebuie să... te ierți, trebuie să îl ierți, trebuie să vrei să meargă lucrurile. Că noi suntem foarte diferiți, venim din medii diferite, educație diferită, ar fi fost culmea să ne super potrivim. Dar n-a fost în conceptul nostru niciodată ideea de divorț, de care e mai tare în familie, care să se vadă mai în față. Și atunci... Când ne-am căsătorit, știu că trebuie să urmăm, o echipă, să facem nu? O echipă, da. Să avem copii, să-i creștem, să ne iubim, să fie un ambient fain în casă. Fac ce-mi place. Sunt activă. Știu că sunt omul potrivit la locul potrivit și nici Bodo nu pune presiune pe mine. Dar presiunea asta cred că ar strica, nu ar construi. Nu știu cât de bună este presiunea. Păi dacă e constructivă, indiferent ce vrei să faci. Dacă e constructivă, nu strică, dar este foarte important să-ți alegi așa războaiele cum ar veni. Uite, dacă e ceva ce ne strică nouă mood-ul în casă, sunt temele copiilor. Da. Sunt foarte, nu neapărat exigentă, dar îmi doresc să meargă cu ele făcute la școală. Că așa mi se pare normal, să fie conștiincioși și în domeniul ăsta. Am mai auzit părinți care au spus că temele sunt mai mult pentru părinți acum decât pentru copii. Da, sunt exerciții este foarte provocator grele. Cu temele astea și ar cam fi singurul lucru care ne destabilizează. Majoritatea oamenilor au senzația că genul ăsta de meserii sunt cele mai respectate, cele mai onorate. Eu nu sunt de părere asta sub nicio formă. Mie îmi place când mă duc, de exemplu, la o măcelărie. Mă impresionează foarte mult măcelarul care taie în fața mea o jumătate de porc, îi cer eu nu știu ce parte a porcului și el mi-o face... Băi, mi se pare foarte tare să poți să faci chestia aia, să înțelegi ce vreau, să mă, da. Să-l faci cum trebuie, știi? Da. Poți să fii un bucătar foarte bun. Poți să fii... o manicuristă bună, poți să fii, deci eu merg pe chestia asta de meserii, da? Da, și să o faci cu excelență, să nu-ți fie rușine, poți să rămâi în continuare tractorist, dar să nu înjuri, să nu pufăi și să nu mormăi că nu-ți place, să cânti, să fii bucuros, exact, că avem nevoie și de tractoriști pe pământul ăsta. E nevoie de fiecare exact. Meserie. Și atunci de aceea vreau să scot copilașii mai mult în lume, că poate rezonează ei cu ceva ce este deja în ei și atunci nu face decât să iasă la suprafață. Mie mi-e foarte bine aici pentru că sunt foarte ocupată și în fiecare zi fac altceva, deci nu seamănă o zi cu cealaltă. Să știi că la București nu era nici pe departe așa, la București era o rutină, zi de zi, de zi, de zi făceam același lucru. Aici... nu fac același lucru și lucrul ăsta mă ține. Pe 16 decembrie
facem un târg aici în aer liber, în fața primăriei. Vreau să încurajez copii de peste tot, nu doar ai mei care vin aici, de, în special zona asta, Topoloven, Pitești, București, copilași care sunt talentați la crafturi, la globulețe, la tot ce are legătură cu sărbătoarea, cu nașterea Domnului, da? Pot veni cu o măsuță pliabilă de la ei de acasă, cu o față de masă frumoasă, roșie, și să vândă ce fac ei cu mânuțele lor. Pot fi chiar și prăjiturele. Nu știu ce, la ce sunt ei talentați. Îi așteptăm aici pe 16 decembrie. Eu am pus pe pagina mea de Facebook și pe pagina atelierului că mă pot contacta înainte. Am lăsat numărul de telefon acolo să vedem ce pot să face. Să pune sara la cale, cum se spune. Exact, da. Deci asta, o idee foarte asta frumoasă facem noi. A, și pe 2, 3, 4 noiembrie, acum în scurt timp, am organizat o tabără în engleză care are loc la Drăganu, la 17 km de Pitești. Merg cu aproape 20 de copii din sat, sunt adolescenți, și va fi o tabără în engleză.